situații economice a Moldovei și sunt din Chișinău. Când eram mic, am vrut să fiu medic, dar cu timpul am înțeles că muzica pentru mine este totul. Lucrul care m-a ajutat în muzică este că cunosc 6 limbi: engleză, rusă, română, germană și puțin ucrainească și bulgară. Văd o canapea plină cu ochi albaștri, cel puțin 6. Nu este tata. Nu este ta? Și tata e și tata cu ochi. Da, unde e tata? Adică să întrebăm. Pe acasă, la Chișinău. Mama mea este managerul meu de mic copil. Și de asta am venit la Vocea României să-mi găsesc un producător, să ies de sub aripa mamei mele. Deci vă ocupați de la mâncare până la cu cine iese, cu... Deci fetelor nu, trebuie... Cine iese, aici, am înțeles, e cu acordul mamei. Doar ce ține de muzică și atât. Tu aveai o mică poreclă când erai mic, erai privighetoarea... Nistreană. De mic copil mi se zice privighetoarea nistreană pentru că posedam cu o voce foarte copiloroasă, foarte subțire și înaltă. O mai ai? Păi normal că nu, m-am îmbărbățit, vocea s-a schimbat. Deci nu mai e privighetoare, e... Putem să numim poate și Vocea României, de ce nu? Ești Vocea României. Sperăm. Mi-aș dori chiar să locuiesc în România, de ce nu? Fiindcă este o țară foarte frumoasă și suntem frați. Moldova cu România, suntem mai noștri. Cine ai vrea să se întoarcă? Toți, evident. Toți. Da. Deci va fi o decizie de moment pe cine vei alege. Deci cine se va întoarce primul, la acela zic da. Hai, că dacă vezi ochii albastri, te pierzi. Ai vida cu venita de alegria, cu negra sentimento, cu tus masos, mas sin mas. Ai fiere semenco de la luna, la belleza es una rosa, de la sabata y la imar. Ai eres, y la noche de las uvas, yo te bebo con tus labios, porque es hambre, ahí. Mamă, ce alegere am făcut! Așa repede ai terminat cântecul. Exact o fracțiune de secundă. Bună ziua! Salut, România! Ești foarte mult! Cum te cheamă? Ionel Istratiu mă numesc. Ești foarte bun, ești foarte bun. Mersi frumos. Mersi. Atâta întrebare am și eu. Ce înseamnă buleria? Niciodată n-am știut. Nici nu mă interesează. Nu, chiar pot să zic. Sună foarte bine, sună apropiat de un cuvânt pe care îl cunosc foarte bine, buleria. Dacă sincer, nu cunosc spaniola. Băi, e bine că știi română. O să descoper mai sigur. Și rusă ta. Și să cânti în rusă? Rusia, dar n-am înțeles. Sigur că știu. Doamne, de când aștept un cântăreț care să știe să cânte în rusă? Люблю тебя, но тут же понимаю. Люблю тебя, что нас разъединяет. Люблю тебя, ах, эти мани-мани сведут с ума, с ума. Кашна, кашна! Păi să vă cânt ceva și în română, e nicio problemă. Deci Ionel, cred că e necântat de mult. Nici el nu și-a dat seama că în momentul în care te alege un antrenor, trebuie să te odihnești un pic pentru că urmează antrenamentul. El a venit aici să-și deșerte toată tolba lui cu melodii. Te visezi de atunci mereu. Să știi că nu Loredana s-a spus, dar... Că nu pot să-i te găsesc. Unde ești tu oare? Spune-mi dacă s-ar putea. Mai există vreun concurent? Să fim doar tu și eu cândva. Să fim amândoi undeva. Undeva. Ah.
Frumos! Să știi că am vrut să mă întorc și în ultima secundă. Bună seara! Să știi că nu Loredana s-a întors. Dar am vrut să mă întorc și a terminat imediat. A terminat prea repede. Idisu, da. Îți spun doar două lucruri. Anume un lucru. Mi-ai zis să vin. Da, știu. Vreau să spun că îmi pare rău că n-am apăsat pe buton. Asta vreau să spun. Bine ai venit în echipa mea. Mersi frumos. Vă iubesc! Paionele! Stai! N-am auzit că s-a întors și Moga. Abia la sfârșit mi-a captat atenția omul ăsta. Nici m-am mutat în stânga. Și când am auzit, stai așa că... Gaspadin Marius și Gaspadin Smiley, alege unul dintre ei. Care vrei să-ți fie profesor? Trebuie să alege dintre, acum, dintre cei doi. Băi, explicați. Eu toți îmi doresc să fiți... Ok. Evident. Eu lor, dar că explicați. Smiley a fost primul, atunci pe Smiley l-aleg. Sorry! Boss! Mersi! Cea mai bună alegere ai făcut. Auzi? Să știi că și el e la fel de agitat ca tine. Ne potrivim perfect! Mersi! Eu am obosit numai privindu-te. Spacui, Nanuaci! Pa ca, pa ca!